Nu este atât de principial acest termen, important este să aibă loc anume procesul ăsta de audit. Dacă se va identifica o companie la care nu vor avea obiecții nici partea rusă, nici partea moldovenească, eu sunt convins că dacă chiar se va depăși acest termen, se va găsi o soluție de a-l reabilita termenul respectiv. Este de părere comentatorul politic Roman Mihăieș, prezent în studioul emisiunii Cotidianul în direct. Reprezentantul partidului de la guvernare, deputatul PAS, Vasile Grădinaru, consideră că totul ar putea lua o altă întorsătură, în cazul în care Gazprom ar avea alte interese decât cele economice. Dacă este un act strict economic în care fiecare parte are un anumit interes de a continua relațiile economice și de a crea toate oportunitățile pentru că acestea să se îmbunătățească, ca relațiile economice să meargă mai departe, atunci se va merge întotdeauna spre compromis, întotdeauna spre sensul executării obligațiilor de ambele părți. Dacă va fi alt scop, îl vom vedea foarte curând. Declarațiile vin în contextul în care în dimineața zilei de joi autoritățile au publicat anunțul de intenție și caietul de sarcini privind achiziționarea serviciilor de audit a datoriei Moldovagaz față de Gazprom și Factoring Finance pentru gazele livrate consumatorilor de pe partea dreaptă Nistrului. Informația despre licitație privind selectarea unei companii de audit a fost făcută publică cu doar 3 luni înainte de data stabilită pentru publicarea rezultatului auditului. Anumite tergiversări se întâmplă inclusiv din motivul consultării caietului de sarcini și respectiv odată ce acest caiet de sarcini a fost publicat, respectiv trebuie să lanseze o licitație publică și nimeni nu poate să știe când ea o să finalizeze, pentru că există anumite proceduri. Pot sau nu pot exista anumite contestații, care iarăși pot tergiversa acest termen. Plus, potențialul câștigător poate realiza fie într-un termen, fie în alt termen, propriu-zis, sarcina care este în caietul de sarcini. Doamna prim-ministru, la întrebarea unui ziarist, a admis că se vor încerca negocieri privind schimbarea clauzelor protocolului și contractului doar după sezonul de încălzire. Ceea ce mi se pare rezonabil, pentru că acum dacă începem să ne luptăm cu Gazpromul, cum rușii sunt pe nervi, putem să primim o situație neplăcută cu livrarea gazelor. Tot ieri, prim-ministra Natalia Gavrilița nu a exclus faptul că rezultatul auditului datoriei nu va fi obținut până la data de 1 mai. Ne-a luat ceva timp pentru că inclusiv a trebuit să consultăm acest caiet de sarceni cu juriști. Într-adevăr, este un termen scurt și va trebui să continuăm să discutăm cu partenerii din Federația Rusă. Starea de urgență în sectorul energetic, valabilă până la mijlocul lunii martie, a fost cerută de guvern și votată de Parlament pentru ca autoritățile să poată interveni, iar Moldovagaz să poată plăti în avans pentru gazul consumat în ianuarie, așa cum prevedea contractul cu Gazprom. Asta după ce compania rusă a avertizat că ar putea deconecta Republica Moldova de la rețeaua de gaze.